au fost găsite succesiv în diverse locuri din București un număr de 6 colete conținând segmente ale unui cadavru al unei femei. Dacă ai omorât pe cineva dintr-un impuls, trebuie să scapi de cadavrul pe care l-ai. Este găsit un pachet care conținea 2 mâini de femeie învelite în folii de plastic. Aveau unghiile proaspăt date cu ojă. Prima oară iau ce au prin bucătărie, un cuțit. Într-un tufiș în regiunea Arcului de Triumf este găsit alt colet care conținea bazinul unei femei. Osul este cam greu de tăiat cu un cuțit, așa că te duci și îți iei un topor. Torsătură radicală de situație. Intra în cel mai mare plot twist al României. Gutenberg! Asta n-are alcool. Guțuța! Asta n-are alcool. Asta e ginger beer. Bună seara! Hei, ce faceți, numărul și v-am găsit la un nou video și anume episodul numărul 6 din Truca e România! România? Am zis prea repede? Ești ok? Stai puțin. Cu cine vorbești? Obiecte care nu au suflet. E un episod special pentru că ne căsătorim chiar aici în direct. Sau de ce ne-am îmbrăcat așa? Efectiv, zici că mergem la nuntă. Ne se îmbraci frumos. De ce te-ai îmbrăcat așa frumos? Vrei pentru că nu mă mai îmbrac frumos. Adică noi nu mai ieșim. Când să mă mai îmbrac și eu frumos? Mă luam magazin la aprozar. Să-mi schimb plăcuțele de frână. Mă împac și eu la costum frumos ca generic așa. Auzi, nu vrei să mă ceri într-un episod? Marilu, vrei să... Și zici, aule, n-a mers camera. Nu mai aveți spațiu pe card. Ah, da, asta că nu e unghiul bun. Să nu mă cerești, close-up, te rog. Niciun caz, nu. Și nu uitați că la fiecare episod True Crime pe care îl facem aici, să ne lăsați următorul caz despre care vreți să discutăm. Lansez mereu acolo în comentarii un comentariu la care să răspundeți al meu. Despre ce ați vrea să facem. În curând o să intrăm și la cele internaționale, dar încă ne păstrăm la cele din România. Dar spuneți-ne, că noi chiar ținem cont. Trecând mai departe, am fost... Hai să le spunem că am fost la unde am fost. Deci, până acum la emisiunile la care... Până acum la emisiunile la care am fost, pentru că este a 6-a ora când încearcă Marilu să zică că până acum am... la emisiunile la care am fost. Până acum la emisiunile la care am fost. Până acum la emisiunile la care am fost, nu am putut să vorbim de True Crime în România, pentru că e vorba de crime, morți și așa mai departe. Da, un outlet cam greuț de atins. Da. Și la emisiune mi s-a spus clar că nu putem vorbi despre asta, dar până când, la Capatos, nu mă interesează ce fel de emisiune aveau ei înainte sau whatever. Dar, am fost invitați la Extra Night Show și am discutat, nu știu, cred că vreo 20 de minute am stat și am vorbit despre toată nebunia asta care se întâmplă și care o să fie următoarele cazuri pe care le facem și așa mai departe. Dacă n-ați apucat să vedeți emisiunea, o să fac eu o chestie, pentru că nu știu sigur dacă o să fie urcată pe YouTube. Cred că o să fac eu un link unlisted la mine pe YouTube. Știi, unlisted, adică poți să mergi doar cu link-ul. Și o să vi-l las eu ori în descriere aici, ori vi-l dau pe Instagram. Capatos ne-a spus la sfârșitul emisiunii că vrea să ne ajute cu un caz pe care o să-l facem din România despre cineva, despre care ne-a tot spus să facem. O să ne ajute puțin în expertiza pe care o să o facem. Și aici vorbim de cineva important, genul investigator care s-a ocupat de cazul respectiv la momentul respectiv. Ne luăm treaba asta în ce în ce mai serios, așa că să vedem ce o să fie mai departe. O să vină inclusiv mărciul de care vă tot spun la fiecare episod și pe lângă asta, treaba asta cu mărciul și da, o să avem și chiloți. V-am zis pe Instagram că o să fie și chiloți cu True Crime. Tanga! O să-i port și eu. Și eu chiar. Și tu chiar. Hinturile de pe Instagram pe care vi le dăm înainte de fiecare episod continuă. Tocmai acum câteva zile înainte să vină acest episod am postat pe Instagram un alt hint pentru cazul de astăzi. Și nu uitați să ne dați follow și acolo și să ne urmăriți pentru că acolo suntem zilnic, efectiv. Și v-am spus că... Și v-am spus că și eu mă uit acolo, stau 5 minute și ascult așa. Și v-am spus că odată ce lansăm merch-ul oficial True Crime România, o să premiem răspunsurile corecte de pe Instagram cu un hanorac, un tricou, o să ne gândim mai exact atunci când o să vină merch-ul. Deci treaba cu hinturile e importantă și pe lângă asta e foarte fun, oare ce o să fie mai departe, e ceva antrenant. Vă ținem aici antrenați. Și încă un mic detaliu. Ne vedem. Ce problem? Dragă, vreau să zic doar gata, mai vreau să spun doar că următorul video o să fie un story time și că pregătesc câteva story time-uri foarte interesante. Și ăla cu dating coach vine că n-am apucat să-l fac. Mamă, înseamnă că ne apropiem de episodul 10, deci la episodul 10 trebuie să facem un tort cu 10 și să suflăm în el, să ne băgăm capul în el. Nu vreau să facem un tort din care să ies eu.
Golem. În tanga aia, Petru Craim. Astăzi vorbim de cea mai mare eroare judiciară pe care a cunoscut-o România până acum, și anume cazul Anca. A fost un caz foarte cerut de voi. Efectiv, de la primul episod True Crime a fost cerut de fiecare dată în mesaje și eu nu știam de cazul ăsta, nici Justin nu știa de cazul ăsta. Cred că e primul caz de care eu nu aveam nicio idee de nimic. Gen, nimic, era în plantă. Când auzi eroare judiciară, păi nu se seama de greutate neapărat, adică mai ales eu care n-am avut neapărat o tangență cu așa ceva, mai ales cu lumea asta. Tu o să vorbim și mult în episodul ăsta, că ești mult mai... tu ai făcut și dreptul, despre ce vorbim în cazul ăsta, se studiază la drept. Mi s-a părut interesant din toate punctele de vedere, ordinea evenimentelor și cum a decurs totul. Mie asta mi se pare suculent. Justin are termenii de specialitate cu care să comenteze acest caz. Nu o să folosesc niciunul, stați zici, pentru că nu este nevoie. Unde vreau să ajung cu ideea mea era că m-a revoltat maxim tot acest caz. O să fie primul caz pe care îl avem la True Crime România în care nu sunt teorii. De data asta nu o să avem teorii și avem în schimb un plot twist masiv. Și anume, ca să nu mă sparg pe engleză, anume o întorsătură a evenimentelor. Întorsătură radicală de situație, ceea ce este exact ce ai zis tu, dar nu contează. Din ce an este? 1977. 1977. Pe atunci, majoritatea procedurilor erau mult mai diferite decât acum, cumva, din punct de vedere juridic, evu mediu. Așadar, începem episodul 6 și anume cazul Anca, cea mai mare eroare judiciară pe care România a cunoscut-o până acum. În perioada 8-12 iulie 1977 au fost găsite succesiv în diverse locuri din București un număr de 6 colete conținând segmente ale unui cadavru al unei femei, identificată ulterior ca fiind Anca Rodica Broscățean, în vârstă de 19 ani din Sibiu, care venise în București să dea examen de admitere la ASE. Totul a decurs în felul următor. În ziua de 8 iulie, în parcul Hipodrom, este găsit un pachet care conținea două mâini de femeie învelite în folii de plastic. Aveau unghiile proaspăt date cu ojă, ceea ce înseamnă că victima fusese o femeie îngrijită. Miliția intra în alertă maximă, toate echipajele de teren primesc ordin să caute pachete suspecte abandonate. Și chiar așa avea să se întâmple. Într-un tufiș în regiunea Arcului de Triumf este găsit alt colet care conținea bazinul unei femei. Până în 12 iulie sunt descoperite alte 4 colete conținând restul trupului femeii ucise. Capul avea să fie găsit ultimul pe 12 iulie într-un WC în spatele spitalului Colțea. Între timp au fost studiate cazurile de dispariție recentă. S-a constatat că trupul aparținea unei tinere din Sibiu, Anca Maria Rodica Broscățeanu, în vârstă de 18 ani, care venise la București pentru a da examen de admitere. La 6 iulie 1977, ora 16, fata dispăruse de la locuința mătușii sale când plecase să studieze listele cu repartițiile candidaților pe săli. Pe 7 iulie, mătușa a anunțat dispariția fetei. Mi-a plăcut că ai băgat acest detaliu, că avea unghiile proaspăt date cu ojă, pe vremea aia chiar conta, pentru că cosmeticele nu erau chiar așa de răspândite, să zic. Se purta la evenimente, nu se dădea așa lumea cu ojă când ieșea din casă. Deci dacă tu trebuia să comunici ceva, tu nu aveai posibilitatea de a lua telefonul, să suni, să zici, bă, iată că eu stai aici, e ceva aici, vezi și tu. Sau îți trimit pe hartă unde trebuie să ajungi. Da. Toată comunicarea se făcea prin radio sau dacă ajungeai lângă un telefon fix. Îți seama cum era să, ca și polițist, să fii primul la fața locului când găseai așa ceva? Nu mai uitați-o neamul tău că s-a întâmplat da, așa ceva. Da, asta una și de la una. Pe vremea comunismului de-abia ce se întâmplase problema cu criminalul Ion Râmaru. Ce s-a întâmplat cu Ion Râmaru, despre care o să vorbim într-un alt episod, e deja pe listă, stați liniștiți. Ion Râmaru a fost fix înainte să se întâmple cazul Anca, adică cumva poporul era obișnuit că de asemenea cazuri se pot întâmpla și la noi. În general, România nu era până acum, adică nu era neapărat atât de familiarizată cu criminali în serie, să vezi ce o să se întâmple și mai încolo, că e foarte interesant. Mi se pare foarte interesant că eu prima oară când am citit unde a lăsat persoana respectivă, personajul X, unde a lăsat totul, mă gândeam că e un student la medicină care a făcut asta, nu știu de ce, pur și simplu mi-a venit în cap un student la medicină. Nu știu, în 77, pana mea nu e ca și cum era expus la tot ce ești, la tot ceea ce ești expus astăzi, cum ar fi tot felul de documentare despre criminali din afară, tot felul de tactici în care să feliezi victima și așa mai departe. Adică cumva faptul că s-a gândit la asta, deși la momentul ăla nu era ta informație în funcție de ce poți faci cu victima ta, nici prin filme, adică ce canale puteai să ai ca să afli, știi? A fost instinctul de criminal. Instinctul de criminal, foarte bine. La un moment dat era un tip, cap acum numele, care vorbea de profiling și zicea, băi, fiant, criminalii în serie de obicei la început sunt foarte stângaci, că ei încă nu știu ce să facă, ai omorât pe cineva dintr-un impuls și brusc trebuie să scap de
cadavrul pe care l-ai. Și prima mișcare pe care trebuie să o faci este să îl secționezi, pentru că atunci poți să-l muți mai repede. La început, acești criminali, de ce zicea el că învață? Pentru că prima oară iau ce au prin bucătărie, un cuțit. Numai că tu, după ce treci de piele, de tendoane, mușchi și așa mai departe, după aia ajungi la os. Și osul este cam greu de tăiat cu un cuțit. Așa că te duci și ți iei un topor și nu ai țintă și după aia te duci să-ți iei un fierăstrău și așa mai departe. Și din acest motiv, criminalii serii de obicei evoluează din punctul ăsta de vedere. Pe vremea aia, în anii 70, da, nu aveai aceste informații. De asta spun că parcă instinctul ăsta ar fi venit din partea unui student la medicină. Dar dacă am dreptate, vom afla. Deoarece cazul avusese loc la scurt timp după seria de asasinate ale lui Ion Rămaru, personaj despre care vom avea un episod întreg la True Crime România și putea provoca panică, Ceaușescu dă ordin ca făptașul să fie prins cât mai curând pentru a nu comite și alte crime. Mai mulți ofițeri, subofițeri și alte persoane cu funcții înalte din miliție și procuratură se implică în desfășurarea anchetei, însă cu un exces de zel deosebit care conduce la erori judiciare. Ceaușescu personal a dat dispoziție imediat să fie rezolvat cazul înainte să înceapă lumea să se agite. Nimeni nu-și permitea luxul unei întârzieri. Din păcate, această grabă extremă avea să conducă la un alt șir de tragedii inițiate de primul verdict din cazul Anca. În urma examenului medico-legal s-a constatat că moartea a survenit prin trei mecanisme: strangulare cu un cablu, sufocare prin astuparea căilor respiratorii cu mâna și asfixiere mecanică, în laringele victimei fiind găsite și o moioage de hârtie igienică. Mătușa fetei a declarat că o rugase pe fată să cumpere un săpun și câteva suluri de hârtie igienică. Mai mult ca probabil, acea hârtie fusese folosită de criminal ca să o asfixieze pe Anca. Crima avea și indicii clare de târhărie, ceea ce trimitea la ideea unui nou Râmaru, care plusa cu tranșarea victimelor. Citez, s-a constatat și faptul că ucigașul avusese raporturi sexuale cu victima, neputându-se însă stabili dacă aceasta mai trăia când a fost agresată. Părți din cadavru fuseseră înfășurate în pantaloni bărbătești și folii de plastic, fiind transportate cu sacoșe de pânză și două genți de voiaj, una roșie, alta verde. Într-una din aceste genți a fost descoperită o cheie Vertime. De pe o pungă de plastic a fost prelevată o amprentă clară a unui bărbat. Anca fusese deposedată de cercei, un inel de aur și un ceas brățară care avea sub capac fotografia prietenului ei din Sibiu. Se zice chiar că Nicolae Ceaușescu suna zilnic și cerea detalii despre mersul cercetărilor. Conducătorul țării l-a chemat la raport pe comandantul Inspectoratului General al Miliției. Eroare juridică sau nu eroare juridică? Păi, prin anii 70, dacă aveam tehnologia cu amprentele, marfă. Întrebare, de ce s-a alarmat toată lumea atât de tare, astfel încât să fie pus parcă oricine, doar ca să fie pus cineva? De ce s-a exagerat? Da, de ce s-a Spui că exagerat chestia să fie neapărat prins cineva acolo ca să bifăm? Ca... comunismul cumva avea un standard care, un standard ridicat și îi zicea vesticii americani cu democrația lor și toți ăștia sunt niște proști. La noi nu se întâmplă nimic rău. La noi totul merge perfect și iată, comunismul dă roade. Ah, da. Dogma comuniștilor, că bă, uite, noi suntem mai buni. La noi se întâmplă totul, are toată lumea de toate. Era cumva ceva de fațadă. Știi? În Da. spate, de fapt, se întâmplau niște lucruri mai nasoale. Nu degeaba se zice și acum, bă, tu ești nepot de securist sau au fost securiști, pentru că era un rang așa de... Regulile nu se aplicau pentru tine, tu aplicai regulile. Asta era pe vremea aia. Când venea de la partid vorbă, se făcea pe dracu un patru cât să se întâmple acel ceva. Din punct de vedere criminalistic, până acum e tot ok. Deci până acum, practic, ei și-au făcut treaba ok, dar de aici mai încolo s-a stricat tot. Deci hai să vedem și cum. Conform curentul.info, Jean Moldoveanu, titularul funcției, era plecat într-o delegație în străinătate. La ordinul comandantului suprem s-a prezentat prim-locțiitorul acestuia, general-major Valeriu Buzea. Iar implicarea acestuia avea să tărască justiția comunistă într-una dintre cele mai grave erori judiciare. Concret, cazul a fost preluat de Inspectoratul General al Miliției în cooperare cu Procuratura Municipiului București și coordonată de sus de Procuratura Generală. Extrem de vastă, echipa de anchetatori era formată din general-major Nicolae Chiriac, șeful Direcției Judiciare, colonel Ion Angelescu, șeful Institutului de Criminalistică, plus cumplitul anchetator colonel Tudor Staică, locțiitorul șefului Direcției Cercetări Penale. A fost o anchetă vastă care a durat aproape un an.
Peste câteva zile, pe 15 iulie, ancheta înregistrează un progres semnificativ. Sami, așa zisul taximetrist, este ridicat pentru cercetări. Presupusul agresor se numea Gheorghe Samoilescu, născut în 1951 la Târgoviște, căsătorit având 3 copii, dintre care unul înfiat, șofer de taxi la Glucoza pe vremea aceea. Acesta recunoaște că a întâlnit-o întâmplător pe Anca în tramvaiul 26, propunându-i o aventură drept pentru care i-a dat numărul de telefon. Ceva totuși nu se potrivea, fiindcă din ancheta de la Sibiu se știa o altă variantă. Anca mai fusese la București și în luna mai pentru a se interesa de condițiile examenului de admitere. Aceasta îi povestise cele mai bune prietene că avusese un incident cu un bărbat, că fusese la el acasă din naivitate, pentru că acesta îi spusese că este student la Politehnică și îi poate da sfaturi. Acasă însă, bărbatul a insistat ca aceasta să se culce cu el. Ea a refuzat, iar el i-a luat lănțișorul de aur de la gât drept gaj și i-a dat numărul de telefon în caz că se răzgândește. Anca era decisă să-l sune și să-și recapete lănțișorul. Luat la întrebări mai serios, Samoilescu recunoaște această variantă, numind persoana căreia îi vânduse lănțișorul. În prima fază, Gheorghe Samoilescu este, în mod justificat, arestat 30 de zile pentru dâlhărie. Dar lucrurile nu aveau să se oprească aici. Anchetatorii au socotit că tot acest lanț de întâmplări îl fac pe Samoilescu un candidat perfect pentru rolul de ucigaș cu sânge rece. Motiv pentru care el a fost arestat preventiv pe 21 iulie, inițial sub acuzație de dâlhărie. De aici încolo, pentru el a început infernul. Îți seama ce ghinion a avut acest om, pentru că a fost în locul nepotrivit la momentul total nepotrivit. Practic, fiecare are dreptul la prezumția de nevinovăție. Nici nu poți să zici că nu a fost deloc vinovat, pentru că până la urmă el a făcut ceva rău. Că na, a vrut să aibă o aventură cu fata asta, a dus-o la whatever unde a dus-o și i-a luat lănțișorul. A fost exact ca un șoarece prins în capcană, știi, pe care să dea mai departe vina. Corect. Deci pe vremea aia, numărul infractorilor nu era chiar așa de mare. Poliția cumva avea o evidență a recidiviștilor, a oamenilor care fură, că nu puteai să umpli toate pușcările, că mai aveai nevoie de ei și în libertate ca să-ți spună despre alții. Oh. Yeah, păi de unde faci? Nu te făceai rost de informații? Era în 70, puteai spune pe telefon, s-a scus telefoanele și cam atât. Și îți dai seama că ăștia, când li s-a zis, bă, prindeți, ei s-au dus la sigur să-l ia pe ăsta de gât, să zică, bă, tu în zona asta activezi. Știi de cineva? Știi de... Păi eu l-am furat. Ah! În retrospectivă, tu n-ai cum să fii atât de prost. Și da, mergi, și cum, pac! Da, ce... Poate adică... dacă nu recunoștea, nu știu, îi salva puțin fundul. Cum am zis și tu, prezumția de nevinovăție, că acum ar trebui să fac ancheta ca la carte. Gândește că, ok, este o chestie comunistă, bla, bla... Dar și în Statele Unite, spre exemplu, urmărim atâtea cazuri unde s-au întâmplat chestii exact la fel. Adică nu e ca și cum România a fost singura sau... Să nu mai dăm vina pe comunism. Să nu mai dăm vina pe comunism, nu că ar fi fost el bun, dar se întâmplau lucrurile astea, se făceau abuz de putere la greu. Nu sunt de la care zice comunismul e bun, oh, ce vrem bine era pe vremuri, că nu am trăit vremurile astea. Dar din punct de vedere al abuzului puterii, iată că din ce mi-ai povestit tu, din ce o să urmeze, bă, nu-mi place că vorbesc prea mult. Vreau să vorbești tu mai mult. La unele cazuri vorbesc eu mai mult, la altele tu mai mult, pentru că e vorba de partea asta. Toate ar trebui să vorbim mai mult. Este Marilu Dobrescu. Nicăieri nu este. Cine este un... Conform comentator.ro, a fost aplicată metoda de epuizare, deoarece torturile fizice și psihice aplicate determină suspecții să recunoască tot ce li se cere. Este bătut din prima zi de anchetă, dar acesta avea să fie doar încălzirea, fiindcă tot ceea ce a urmat depășește orice închipuire. Sunt folosite, conform declarațiilor de după 1989 ale lui Samoilescu, torturi de neimaginat pentru epoca modernă, cum ar fi 16 ore de ancheta severă urmate de 4 ore de repaus, dar numai cu permisiunea explicită al generalului Buzea. Încătușarea pe rotisor, adică pe o bară suspendată, învârtită în permanență pentru ca anchetatul să nu știe din ce direcție vin loviturile, apoi antica macavelă, respectiv suspendarea inculpatului legat cu mâinile la spate până ieșeau din umeri, ori agățarea într-un ham petrecut pe sub brațe de o țeavă din camera de anchetă pentru a nu se putea apăra de ploaia de lovituri. Când, în urma bătăilor și torturilor, Samoilescu mai leșina, un medic era pus
să ia tensiunea pentru ca anchetatul să nu mimeze colapsul și să se sustragă urmăririi judiciare. Bineînțeles că era prevăzut și tratament medical în funcție de gravitatea situației. Samoilescu a fost dus într-o pădure noaptea și atârnat de creanga unui copac, mod pe care torționarii îl mai folosiseră și cu alte ocazii cu alți suspecți. Mâinile ei s-au înnegrit, iar după o săptămână, pentru că nu le putea mișca deloc, i-au fost puse în gips. Bazată pe asemenea procedee de manipulare, ancheta a început să producă mărturisiri. Totuși, când după 30 de zile s-a cerut prelungirea arestului și încadrarea faptei la omor deosebit de grav, spre cinstea lui procuratorul Ovidius Păun a refuzat să facă asta, motivând că nu exista nicio problemă concretă. După arestarea lui Samoilescu, i-au arestat și nevasta și pentru scurt timp, chiar și pe mama lui. Supuși unor anchete extrem de dure, care, de cele mai multe ori, au atins pragul torturii fizice și psihice, membrii familiei sale au declarat inițial tot ce au vrut procurorii și milițienii, deși ei erau nevinovați. Știi de ce mi-amintește toată oribilitatea asta pe care a trăit omul ăsta? Am fost, anul trecut, am fost la o premieră de film românesc foarte mișto, și anume Între Chin și Amin. Cred că ți-am mai zis că trebuie să ne uităm și împreună. Este vorba despre închisoarea de la Pitești și de la tot ce au trăit oamenii care erau închiși acolo. Tot ce a trăit omul ăsta, Samoilescu, tot parcă au trăit și aia de la închisoarea de la Pitești. A, era o practică standard să... Asta zic, era practică... Forțezi omul să... Să-ți era practică standard, adică chestia asta era de normală. Știi de ce era normală? Pentru că... Adică oamenii sunt niște animale, come on, let's face it. Toate atrocitățile care s-au întâmplat pe lumea asta, de la naziști până la biserică, la închiziție, la... Oamenii sunt niște animale și normal că dacă nu ai pe cineva care să zică, bă, nu e ok să faci asta, cum este acum cu media și așa mai departe. Da, exact. Era liber, mână liberă. Sprijin aceste argumente, filmul The Experiment, care este făcut după Stanford Experiment, un experiment unde un profesor a băgat niște elevi într-un beci și a zis, voi sunteți... paznici, voi sunteți deținuți, arestați-i, vă rog. În două săptămâni, efectiv, au ajuns ca în junglă. Adică am de mai zis de asta, da. Da, e un experiment care dovedește că oamenii sunt niște animale. Este Ovidiu Păun, el probabil că a zis, băi, eu nu sunt de acord cu ce ziceți voi că ăsta este vinovat, pentru că, de ce nu se mai folosesc tactici de astea barbare? Că dacă erau eficiente, s-a renunțat la ele, în mare parte, pentru că dădeau niște rezultate inconsistente. Adică, practic, e mult mai greu să găsești pe cineva care chiar a fost vinovat dacă deja ăla este atât de stresat și atât de... E greu să scoți informațiile de la el corecte, pentru că tu nu te duci și zici, dacă știi să investighezi, ok, tu nu te duci și zici, cum i-ai tăiat mâinile? I-ai dat informația, nu? El trebuie să zică, da, am omorât-o. Păi și ce ai făcut după aia? I-am dat cu lemnul în cap? Nu, mai gândește-te. I-am tăiat un deget? Aproape căldut, i-am tăiat mâna. Gata, bun, nu te mai bat jumătate de oră. În afară am văzut că, frate, la interogatoriu, da, e o presiune verbală fenomenală și stau cu orele, deci stau și 12 ore cu oamenii ăia ca să vorbească. Nu mai stau 12, că nu mai e voie. Îi clachează din punct de vedere psihic. Gândește-te că era și frica aia pe vremea comuniștilor, că bă, ăștia mă iau și eu gata, ați dispărut, adică eu nu mai ajung acasă. Deci i-au apucat și toată familia, nevasta, părinții și copiii să ajungă la... Adică de ce era? De ce s-a vrut asta? Pe vremea comuniștilor și acum și în China este chestia asta, unde... Cum se întâmplă chestia asta în China? În China e un sistem de rating. Dacă tu vorbești țara de rău, îți scade ție ratingul și nu mai poți să cumperi chestii de la aparat, din supermarket și așa mai departe. Și îi scade și familiei tale ratingul. Din punct de vedere psihologic, se punea bază pe familie mai închegată, mai, știi, mai pe valori tradiționale. Nu-ți mai venea să mai faci lucruri și te amenințau cu chestia asta. Bă, că o să-ți bag familia în belele. Dacă obțineau ei ce voiau, așa, nu mai băgau pe asta cu familia. Dar atunci când torturezi un om atât de mult... Stai că ei, practic, voiau să facă, să ia de la ei, el mărturii. Exact. Ca să-l bage ca lumea la pușcărie, exact, pentru... Exact, și din acest motiv nu faci așa investigația, pentru că obții o mărturie astăzi, 30 de zile, da? 30 de zile. Astăzi zici o chestie, te bate ăștia, te bagă în păduri, nevoi. A doua zi o să zici aceeași chestie, poate puțin diferit sau altă chestie complet, și normal că nu o să ai consecvență mărturia ta să zică polițiștii, clar, tu ai făcut-o. Nu, o să zică, bă, frate, pe ăsta l-ați luat, e clar că n-are nicio legătură. Da, exact. Și aia de sus să zică, na, nu, ăsta a făcut-o. Ca să zici tu unui general care vine cu spume la tine ca un pitbull, să zici, eu nu mai vreau să lucrez la asta.
E o porcărie, lăsați-mă în pace. Tupeu. Ai tu. E bine. Înțeleg că ești... Stai să nu pice... Înțeleg că e luminat pe tine și ești în... Mă îmbrac și eu frumos. Mă îmbrac și eu frumos ăla, dar vreau să vă arăt și eu că bine. Că ai reflectoarele pe tine și toate microfoanele, dar totuși arăți foarte bine, să liniști. Bă, concluzia pe care am tras-o, mă rog, mai mult Justin, dar eu... Am tras-o amândoi. Ce zici tu acum? Nu era greu deloc să anticipăm că urmează mărturiile false pe care acesta le-a scos în față și avem parte de două mărturii care urmează să îi distrugă viața și nu doar viața lui, ci și a familiei lui. Prima mărturisire, între ghilimele asumată, sub presiune inumană de inculpat, nesusținută de probe, suna în felul următor. Samoilescu declara că s-a întâlnit cu Anca pe 6 iulie, în jurul orei 16, în Piața Romană, ca să-i înapoieze lănțișorul, apoi a invitat-o în garsoniera părinților săi din strada Cristian Tell, unde au întreținut raporturi sexuale. Au fost întrerupți de o bătaie în ușă. Erau soția lui și mama vitregă. Soția a năvălit în cameră, s-a repezit asupra fetei, aceasta s-a speriat și a căzut, lovindu-se la tâmplă. El a plecat îngrozit, ulterior aflând de la soția sa că problema s-a rezolvat. În garsoniera din Cristian Tell nu se descoperise nicio urmă însă de sânge, deși 7 echipe de specialiști criminaliști au periat și cel mai ascuns unghier cu lămpi cu coarț. În plus, nici materialul seminal recoltat lui Samoilescu nu corespundea cu probele recoltate de la victimă. Nu conta, soția era arestată, iar copiii sunt trimiși la orfelinat. Părinții lui sunt anchetați și ei cu aceeași barbarie. Urmarea, cei doi vârstnici, adică părinții acestuia, aleg sinuciderea drept cale de scăpare. Tatăl său, fost ofițer superior, era internat la Spitalul Militar Central. La 2 săptămâni de la arestarea fiului său, este confruntat cu anchetatorii și află că acesta este considerat, citez, cel mai odios criminal al României de după Râmaru. Închei citatul. Neputând suporta rușinea, se sinucide prin spânzurare. Iar soția sa, mama vitregă a lui Gheorghe, considerată complice la crimă, este chemată la procuratură pentru anchetă. Întoarsă acasă, biata femeie se sinucide prin electrocutare, lăsând un bilet edificator. Citez, n-am mai putut suporta teroarea. Închei citatul. Culmea, procurorii consideră că cele două sinucideri sunt dovezi noi, irefutabile, ale crimei. Șocat de șirul de evenimente, Gheorghe Samoilescu acceptă să facă o nouă mărturisire pentru ca soția lui să fie eliberată și să se poată ocupa de copii. De data aceasta, el recunoaște, între ghilimele, că, de fapt, el a omorât-o pe Anca, înfundându-i pe gât hârtie igienică pe care o luase din sacoșa fetei. Apoi a tranșat-o și a băgat-o în frigiderul Fram, iar seara a împrăștiat coletele prin București, descriind exact locurile unde au fost găsite. Asta s-a întâmplat și după ce suspectului i s-a infiltrat un informator în celulă care i-a oferit o sumedenie de detalii ajutătoare, sfătuindu-l și cum să scape de problema lui. În paralel, anchetatorii l-au influențat în fel și chip, alternând pedepsele cu promisiunile că, odată făcută mărturisirea corectă, se vor rezolva și problemele cu soția și copiii. A doua declarație autoincriminatoare a fost înregistrată pe casetă și trimisă lui Ceaușescu pentru ca organele să poată demonstra conducătorului că și-au făcut cu prisosință datoria. Frigiderul Fram din garsoniera părinților era total neîncăpător pentru a încăpea în el coletele macabre, lipseau urmele de sânge, amprentele victimei și lucruri furate de la aceasta. Practic, nu exista absolut nicio probă. Atâtea luni de anchetă feroce nu au putut să producă nici măcar o singură probă. Cu toate acestea, Tribunalul Suprem al Republicii Socialiste România l-a condamnat în februarie 1979 pe Gheorghe Samoilescu la 25 de ani de închisoare. Concluzia anchetei era că taximetristul se face vinovat de omor deosebit de grav, viol, târhărie și profanare de cadavru. Acesta a stat închis 4 ani pentru o crimă pe care, deși nu o comisese, fusese obligat prin metode de-a dreptul sălbatice să o recunoască. În acest timp, familia i-a fost distrusă, părinții s-au sinucis, iar copiii au suferit traume inimaginabile. O să punctez și eu ceva foarte relevant și anume, dacă vă întrebați, cum adică frigider Fram, Fram era o marcă de frigider. Asta vine de la cartea Fram, Ursul Polar, pe care am citit-o de 6 ori când eram în general. Sunt foarte mândră de asta. De fiecare dată menționez asta la True Crime, că nu pot să-mi dau neapărat cu părerea atât de subiectiv, încerc să fiu mai obiectivă. O să încep și acum să fiu mai obiectivă, pentru că n-am fost acolo, nu știu cum e să simți așa ceva, deci nu pot să trag o concluzie dacă a fost ok sau nu a fost ok ce a făcut cineva. Însă, mi se pare că au, nu știu, părinții lui
păreau destul de mândri, având în vedere că au ales să se sinucidă în condițiile în care totuși copiii lui urmau să fie dați la orfelinate. Soția lui înțeleg că a divorțat, înțeleg că s-a dus, era și de așteptat, mai ales că a avut și o aventură și cu siguranță că nu mai voia să aibă nicio treabă cu el. Gândește-te, era vorba de rușinea aia pe care... la toți, toate rudele pe care le avem mai în vârstă. Problema lor este tot timpul să nu vorbească lume, adică să nu faci de rușine. Deci acum nivelele de rușine sunt... Putem să punem orice, no one cares anymore. Pe vremea aia... În capul lor era în felul următor. Noi de acum încolo, când o să ieșim pe stradă, o să fie, noi o să fim ăia. O să ne înlăture din societate complet, o să avem toate problemele de pe lume. Stigmată, unde tu dacă erai la pușcărie, ăștia de la tine sufereau. Hai să zicem că aveau 70 de ani. Asta înseamnă că s-au născut în 1900. Deci au prins și primul război mondial, au prins și al doilea război mondial, toate atrocitățile, toate schimbările de regim, au prins regele, au prins tot. Deci ei știau că, mamă, deci n-o să ne fie bine. Dar mă gândesc cumva că știi dacă părinții lui erau cunoscuți pe afară ca fiind părinții unui violator și unui criminal în serie, poate chiar ei aveau de suferit la modul să fie agresați pe stradă sau să fie cumva predispuși la tot felul de acțiuni oribile din partea oamenilor. Corect, la presiunea socială. Gândește-te că din acest motiv își făceau seppuku sau harakiri. Samurai, știi? Da. Ce e interesant în legătură cu această declarație pe care a dat-o, omul a implicat familia și gândește-te că ăștia când s-au dus acolo și n-au găsit dovezi, aici este primul moment în care s-a năruit tot. Probabil că mai sus a zis, și? Și ce dacă? Lați-i că o să vorbească unul cum vrem noi. Da, 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 exact. Deci cam asta era atitudinea. Aici avem într-o sătura de situație. Pentru că domnul acesta, care a fost acest Gheorghe Samoilescu, nu era vinovat. Avea partea lui... Wow! Da. Deschideți un geam că nu... Deci în frigiderul ăla fram nu încăpea un om și ăștia au zis... Dragă, lasă-mă frumos că trebuie să prăjești așa lumea puțin. Trebuie să prăjești lumea așa puțin, mă, trebuie să-i arzi puțin. Dar da, era evident, dar nu este vinovat. Și pe lângă asta, vina lui desigur că este doar aceea în care a dus-o pe fata asta unde a dus-o și a luat lănțișorul de aur sau de ce era acel. Cum intra în cel mai mare plot twist al României. Într-un final, procuratura și securitatea au trebuit să recunoască faptul că s-au înșelat îngrozitor, iar adevărul fusese manipulat oribil. Samoilescu a fost condamnat la 25 de ani de pușcărie, din care a și executat vreo 4. Apoi, brusc, prin 1981, mai mult printr-o întâmplare, a fost descoperit adevărul ucigaș al tinerei Anca Broscățeanu. În noiembrie 1980, în casa de lângă piața romană a pictorului de mâna a treia Romca Cosmici, miliția, alertată de vecini, a descoperit cadavrul intrat în putrefacție al unei femei. Cosmici a recunoscut că omorâse femeia, iar în atelierul lui s-au găsit mărturiile altor masacre, între care un vas plin cu oase, sigilat cu Ipsos. Surpriza a venit atunci când, confruntat cu perspectiva unei condamnări la moarte, el i-a declarat anchetatorului, colonelului Corneliu Diamandescu, locțiitorul șefului miliției capitalei, citez: "Domnule colonel, eu știu că merg la glonț, dar pentru că vă simpatizez, ați fost domn cu mine, eu vreau să vă spun că pe Anca tot eu am ucis-o." Închei citatul. Condamnat la moarte, el a fost și executat prin împușcare. Ulterior, martorii la execuție au povestit că ultimele lui cuvinte ar fi fost, citez: "Dulce ca mierea e glonțul patriei." Închei citatul. Parafrazarea titlului unui roman celebru cândva. Cosmici locuia aproape de sediul la sedi în piața romană și acolo agățase Sibianca, venită să vadă în ce sală fusese repartizată pentru examenul de admitere. Ciudat este că Anca, după ce o pățise și cu Sami, care o atrăsese inițial într-o cursă nefinalizată totuși atunci, după doar 2 luni acceptă invitația în casa altui bucureștean, anume Cosmici. Atracție fatală, de această dată se ajunge la un raport intim, crimă și ciopărțirea cadavrului și jaf, bijuteriile furate Ancăi sunt descoperite la o concubină a lui Cosmici. De asemenea, cheia Wartime, găsită într-unul dintre pachetele macabre, este identificată ca aparținând asasinului. Așa că se vadă. Da, vrei să vadă? Da.
Acest fram? Fata cred că pur și simplu a vrut să se distreze, să aibă un timp mișto cu cineva și asta să fie tot, mai ales că urma să fie la se... Exact. Nu spun că mi se pare aiurea ce a făcut, că până la urmă, frate, ai dreptul să faci ce vrei tu, fără să fii omorât și să dai peste un dobitoc care să-ți corect, facă ceva. Corect, dar cine ți-ar fi imaginat asta că ăsta le pune asta în zic, gips? Asta zic, adică cumva nici măcar n-a mai fost pus accentul pe faptul că fata asta a murit. Adică, efectiv, din toate articolele pe care le-am citit, era și se scotea în față doar chestia asta că, a, ce s-a întâmplat cu domnul respectiv și așa mai departe. Mi se pare așa de bun simț să menționăm faptul că e o situație foarte tristă în care a fost pusă fata asta și îmi pare foarte rău pentru ea. Venea de la Sibiu, voia și ea să meargă la București, la ASE și i s-a întâmplat cel mai mare necaz, cea mai mare tragedie peste care putea să dea. Frate, niciun articol... Am scuipat, scuze. La colțul gurii aici. Niciun articol nu se spune mai multe despre fata asta, despre cine a fost ea, despre... Păi, efectiv, despre... Adică nu există un omagiu? Asta zic, nu există un omagiu și de asta îmi pare foarte rău. Adică nici măcar nu am ce poze să pun aici cu ea, pentru că nu se găsesc poze cu ea, știi? Poate la momentul ăla când a apărut în presă toată povestea și așa, atunci se spunea mai mult, dar cert e că ce s-a transmis mai departe în zona online, că acum n-am la ce... Ce s-a digitalizat, vrei să zici. Exact, acum nu am făcut o expertiză la modul să mă văd cu lume și să cercetăm la modul ăla. Poate la un moment dat o să facem asta la următoarele cazuri, oricum avem un plan să facem ceva și mai la un alt nivel. Așa, mai întreba foarte de chestia asta, frate, că bă, n-am putut să zic mai multe de fata asta, săraca. Pare că ambele familii ar fi putut, să primească un omagiu în egală măsură. Deci, practic, că vorbim de o dublă tragedie. Da, cosmic ăsta mi se pare așa un bleg, adică pana mea. Vai de capul lui, nu? Nu, chiar pare un foarte vai de capul. Un pictor de ăsta care stătea pe la bucale, care și-o ardea așa. Și-o ardea boem. În cât s-a încheiat? A încheiat în 80. Ceaușescu personal era sunat ca să-i se spună cum avansează exact, cazul. Exact, și îți dai seama să trească să-l suni tu după ce ți-a recunoscut ăla verde în față. Da, măi, am umărut-o. Deci, da. Sunați și voi pe general, că ăsta e căcatul care se trimite cu praștia invers. Deci ea a curs în jos așa, că trebuie să rezolvați și după aia am rezolvat-o. O să vedeți mai departe că nimeni n-a suferit absolut nicio consecință, adică lumea și-a continuat cursul vieții. Mai puțin ăsta care și-a luat un glonț în freză. Păi scuză-mă, dar a făcut niște lucruri astfel încât să se ajungă acolo, adică de el nu-mi pare rău. E ciudat, pe la săracul l-au chinuit 30 de zile, l-au băgat în pușcărie. Și păi stai doar la omorât, i-am tras. Dar în România nu se mai dă condamnare pe viață, în schimb, nu pe vremea aia. Nu se mai dă condamnare pe păi viață, da, și în schimb, pe vremea aia se... democrație. Din punct de vedere juridic, noi avem dreptul la viață, nu? Care nimeni nu ți-l poate lua. Din acest motiv cam pică pedapsa cu moartea peste tot, mai puțin în China. Au dube speciale pentru execuții. În Statele Unite, de vreo câțiva ani buni, există un program pentru cei care vor să facă apel. Pentru că dacă tu ești în pușcărie, să zicem că ești violator, hoț, criminal, whatever, așa, și vrei să faci apel, trebuie să-ți aprobe cazul pentru apel și este foarte complicat, nu ți se aprobă de obicei. Și s-a instituit un program pentru cei care au fost acuzați pe nedrept sau cei care au primit o... pedeapsă unde investigația a fost varză. La ei se judecă altfel procesele. În fiecare țară se judecă altfel procesele, de fapt. Tu, ca violator, dacă primești pedeapsa capitală și te mai aștepă nedrept, is that ok? Gheorghe Samoilescu a fost eliberat pe 23 ianuarie 1981. Acesta a cerut daune materiale și morale, iar regimul comunist i-a acordat o sumă oarecare. O sumă din care s-au scăzut însă cheltuielile legate de cazarea sa în penitenciar, de parcă statul l-ar fi trimis în vreun hotel de lux. Apoi, în 1982, procuratorii l-au scos pe Samoilescu de sub urmărirea penală, dar au menținut acuzația de abuz de încredere pentru faptul că Samoilescu reținuse lănțișorul victimei. Pentru această faptă s-a dispus încetarea procesului penal, dat fiind că persoana vătămată nu a formulat plângere penală prealabilă pentru această faptă. Deși cei mai mulți dintre foștii milițieni și procurori care îl anchetaseră trăiau, nu s-a luat nicio măsură. Samoilescu a murit în 2005, bolnav de cancer pulmonar. În iulie 2012, Laura Margareta Tarcheta, fiica lui, a depus la Tribunalul București o cerere de revizuire a dosarului de omor în care fusese condamnat tatăl ei. Cererea a fost respinsă pe rând de Tribunalul București, Curtea de Apel București și în alta Curte de Casație și Justiție. Și că motivele invocate de aceasta nu se încadrează în cazul de revizuire în decizia din 2012. În iulie 2013, Laura Tarcheta a dat în judecată statul român solicitând, citez, reparare prejudicii erori judiciare, încheie citatul.
Statul român a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune. În procesul Tarcheta versus statul român în februarie 2014, Tribunalul București a decis că statul trebuie să plătească 500.000 de euro cu titlu de daune morale ca urmare a erorii judiciare săvârșite împotriva defunctului Samoilescu Gheorghe. Decizia a fost atacată cu recurs de statul român, iar în data de 20 aprilie 2015, Curtea de Apel București s-a pronunțat. Despăgubirile cuvenite reclamantei sunt în cuantum de 10.000 de euro, în echivalent în lei la data executării efective. Restul e o tragedie practic neasumată de stat și considerată de specialiștii în drept, poate cea mai mare eroare judiciară din istoria României. Și dacă am fi crezut că am învățat ceva din tot ce s-a întâmplat, am mai citit că ceva asemănător care s-a întâmplat în România a fost cazul lui Marcel Tundrea, condamnat la 25 de ani de detenție, pedeapsă nemeritată din care a executat aproape 10 ani, iar pentru această nouă eroare judiciară nu a mai răspuns chiar nimeni, nici până în ziua de azi. Cumva istoria se poate repeta, indiferent că probabil n-a mai fost tratat așa cum a fost tratat Samoilescu. N-a văzut nimeni nimic și iată, ți se percepe o taxă hotelieră. Aici da, din pușcărie, frate. Păi și ce, n-ai stat pe banii statului acolo? La noi în țară, spre deosebire de Statele Unite, unde vezi niște sume de astea, de despăgubiri, de miliarde, de whatever. La noi, e o sărăcie, de... da. Nu e sărăcie pentru că ai și tu un buget, adică din ce bani despăgubești, știi? Adică asta cu despăgubirile, cu niște sume exorbitate, tot timpul am privit-o în felul următor. Bă, eu ți-am terminat viața și ți-am schimbat-o iremediabil și te-am traumatizat. Ia niște bani, vezi cum te simți. Da. Ia-ți o mașină și ceva, că la 10.000 de euro ce zici? Bă, pot să-mi fac un credit cu banii ăștia la ceva sau... Da, e foarte de apreciat că a făcut asta în numele tatălui ei și în numele familiei care a suferit. Când ai face asta? Și... Ba da, nu asta zic, adică e super bine că a făcut asta, măcar atât. O singură parte bună că fata asta chiar s-a mișcat fiica lui și a mers mai departe. Cred că o să tragă foarte mulți concluzia că, mamă, ce țară de căcat trăim. Nu sunt unice țării noastre aceste tipuri de cazuri. Bine, asta zic, da, eu cu siguranță. O eroare, că de asta există drept la apel, există tot sistemul ăsta juridic. Da, păi au fost mai multe episoade de true crime afară la care m-am uitat și tot așa sunt o groază de genul ăsta de cazuri care se întâmplă. Din nou, cred că în Statele Unite mai multe. Raportat la România, acolo e mai mult din orice, Justin. Așa că orice, acolo e mai mult. Dacă aveți de discutat așa legal, mai pe larg, putem să facem asta în comentarii. Alo, Justin o să stea prin comentarii mai mult, mm-hmm. Și o să răspundă el de pe contul meu. Mai tehnic așa un pic. Sau mai... dacă vreți, dacă nu, bine. Asta zic că e destul de mult de discutat dacă stai așa cu un om să vorbești despre asta. Și nu uitați să ne trimiteți în continuare cazurile despre care vreți să vorbim. Noi ne revedem în următorul True Crime România, episodul 7, care o să apară foarte curând. Vreau să ne ținem de programul ăsta odată la două săptămâni. Pe lângă asta, nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe Instagram și de fiecare dată înaintea episodului True Crime care urmează cu hinturi. Cu hinturi. Și în curând cu premii, mamă, și cu semnul de shopping. În curând cu premii, le trimitem acasă. Sunați la 8-9-9. Care dintre voi știe să facă subtitrări? Vrem să avem și subtitrări în engleză, multă lume ne-a cerut, așa că niște persoane care au probleme cu auzul, cărora le-ar plăcea să se uite la True Crime și la chiar debitul să... lui Marilu să-l vadă așa pe ecran, zic că o leul lăcrimez. Da, așa că dacă e cineva care ne-ar putea ajuta cu treaba asta, să ne da, scrieți. Da, eu nu mă bag, nu, pe noi ca contactați-ne pe Instagram, vă rog, pe Instagram puteți să ne contactați pentru asta. Hei, bună, Justin, mi-e place foarte mult ce faceți. Ei, scrie-te, te rog eu frumos, mai de fapt mă interesează să vorbesc cu tine, știi? Zici că vine lumea la spovedanie și să ajungă cuvântul la tine.